După 3 nopți petrecute în bled cu autorul Lota, am luat-o din loc spre o altă destinație. În drumul nostru am făcut o pauză în Italia, orașul Trieste. Deși nu am reușit să vizităm tot într-un timp atât de scurt, sperăm că imaginile captate de noi să vă bucure. Bună, dragilor, din Italia! Suntem în Trieste, tocmai am parcat autorul Lota, am găsit o parcare destul de mare, unde putem lăsa autorul Lota pe gratis. Mergem acum să găsim un bus să mergem în oraș. Ăsta era orașul pe care am zis că îl vizităm până să ajungem la destinația noastră finală, unde vom campa. Am ajuns în centru, am venit cu autobuzul câteva stații bune, nu le-am numărat, și mi s-a părut așa dubioasă zona aia de unde am venit, dar aici în centru chiar e drăguț. Nu știu cât de turistic este orașul Trieste, sincer eu nu l-aș fi pus niciodată pe listă dacă nu era în drumul nostru, dar mă bucur că am venit. Arhitectura pare drăguță, suntem chiar lângă mare acum. În spatele meu este un iaht, cum se numește? Vas de croazieră, un iaht, am să zic. Un vas de croazieră foarte, foarte mare. Că acum mergem să căutăm cafea și să ciugulim ceva, apoi luăm orașul ăsta la pas. Așa că apăsați butonul de like acum, să nu uitați mai târziu. Spuneți-ne dacă v-a plăcut orășelul ăsta, să stați cu noi până la sfârșit și în caz că nu sunteți abonați, abonați-vă! Cafeneaua la care l-am adus pe Lucian, deși el nu bea cafea, se numește Adoro Cafe. Este într-o piațetă foarte micuță și drăguță, o să vă arăt imediat, o să întorc camera. Eu mi-am luat un cappuccino rece și un croissant. Lucian și-a luat un croissant și apoi o să o luăm la pas, să vedem cine oferă orășelul. Singura chestie pe care am observat-o până acum e că arhitectura este foarte drăguță. Orașul până acum, deci pe drum, mi s-a părut, nu știu, nu mi s-a părut cine știe ce. Partea faină e că o să avem parte și de un centru istoric, tipic italian, și o să avem parte și de mare, pentru că suntem foarte aproape de malul mării, este chiar peste drum. Și o să mergem și acolo. Se spune că în Trieste se consumă cam 10 kg de cafea pe cap de locuitor pe an. Gata cu cafeluța, am venit în piață. Clădirea asta de aici este superbă. Uitați-vă și voi ce frumos. Din câte am văzut noi, aici este primăria. Este și o statuie aici în mijloc. Partea proastă e că se organizează ceva aici, se întâmplă ceva aici și ne ia din frumusețea pieții. Aici este un alt monument. O să mergem roata ca să vedem asta? Fântâna celor patru continente, ne zice Luci, că e asta. Îmi pare foarte rău că e toată construcția asta aici, în mijloc. Aia, prefectura, asta nu știu ce e. Sunt fiecare, cred că este ori instituții publice, ori hoteluri, dar e frumos. Noi am venit de acolo, de undeva, și o să încercăm să filmăm clădirile și să nu vedem ce se întâmplă aici pe mijloc. Îmi pare rău, așa avem noi noroc câteodată.
cea mai reprezentativă piață e piața de Lunita, cu o deschidere directă spre Marea Adriatică. Am lăsat piața în urmă, am trecut strada, am ajuns la vasul de croazieră și la mare. Vrem să mergem pe pierul ăsta, pe ponton ce-o fi ăsta, până acolo, în capăt, să ne plimbăm. Nu prea avem anumite puncte turistice pe care să le vizităm, că nu m-am documentat foarte mult. Pe drum m-am uitat așa din mare unde am putea să ne plimbăm. Și cam asta vrem să fie vlogul ăsta, un vlog relaxat, relaxant, să vă placă și vouă și poate să vă dăm idei să veniți pentru o zi, două, să vizitați și voi Trieste. În 1719, portul din Trieste a fost scutit de taxe sub dominația austro-ungară. Comerțul a început odată cu sosirea cafelei din Imperiul Otoman. Cred că dacă astăzi aveam soare, atât de fain s-ar fi văzut apa. Are o culoare așa albastră, dacă te apropii și te uiți, e chiar faină. Mă gândesc că are o culoare de albastră intens. Da, mai știi, poate iese soarele astăzi. E așa semi-înorat, dar e cald, ceea ce e bine. Sunt vreo 21 de grade și e atât de fain aici. N-aș mai vrea să plec de aici, nu mai vreau să mă plimb. Am ajuns și la canalul mare din Trieste. Sunt niște bărcuțe care par abandonate aici. Arhitectura asta mie îmi place foarte mult. Întotdeauna mi-a plăcut. Are drept, a zis Luci mai devreme că ce rost stau bărcuțele astea aici dacă nu poate să plece. Acum văd și eu că pe aici n-au pe unde să plece. Interesant. Sau doar aici le parchează și... sau cum? Na, interesant. Hai să vedem ce găsim aici. Tarabe de mâncare, dar nu vrem să mâncăm pe aici. Să vedem mai târziu ce o să mâncăm. Ori o pizza bună, am găsit eu o pizzerie cu pizza napoletana, ori paste, dar cred că pizza, dacă rezistă Luci să ne dăm tura și să mergem înapoi de unde am plecat, pe acolo pe unde era cafeneaua aia, unde ne-am băut cafeaua, încolo pe lângă era și pizzeria respectivă. Trieste a făcut parte din Imperiul Habsburgic timp de 500 de ani, fiind adesea asemănată cu Viena la o scară mai mică. Aici în față este o mică piață cu legume, fructe, flori. Era să cad. Ține-mă că era să cad. Și acolo în spate, pe unde am intrat pe canal, era un fel de festival de mâncare, de aia erau atâtea tarabe acolo și iarăși erau tot felul de corturi care îmi acopereau clădirile și n-am mai filmat. Nu vrei un fruct, ceva? Uite, avem miere, avem limoncello. Am ajuns la scările giganților. E un pic gălăgie aici pentru că e un tunel și trec mașinile. Prin traducere, așa se traduce, scările giganților. Vreau să văd, sunt curioasă ce priveliște avem de acolo de sus, așa că hai să urcăm scările astea. 1, 2, mai numărăm și aici scările ca la bled. Ce frumos e! Thank you.
După ce am urcat scările pe care vi le-am arătat, au mai urmat un rând de scări pe care nu le-am mai filmat, că mi-am pierdut sufletul acolo. Am venit lângă castelul lui San Giusto. Și uitați-vă și voi cât de mare e peretele ăsta fortificat. Încercăm să... Este și un castel și este și o biserică. Noi căutăm biserica acum. Și am luat așa frumos pe lângă fortificația asta și căutăm intrarea. Am găsit biserica. Haideți să intrăm să vedem cum e înăuntru. În afară e foarte faină. Ia să vedem. Nu știu dacă e cu intrare sau nu. Da, adică cu plată sau putem intra pe gratis. Știu că la castel e cu plată. Foarte faină biserica. Aici este și castelul. Acolo v-am zis că nu o să mai mergem. Nici nu avem atât de mult timp rămas. Vrem să mergem să mâncăm și apoi să mergem să ne luăm autorulota, să ne continuăm drumul. Mergem până aici să vedem. Este un monument. Mergem până lângă monument să vedem Trieste de sus. Apoi coborâm la pizza. Mergem să mâncăm și mergem să ne luăm autorulota. Ce părere aveți până acum de Trieste? Cum vi se pare? Așa, din ce ați văzut din scurtea noastră plimbare, mie mi se pare un oraș foarte simpatic. Mi se pare că, nu știu, clădirile îi dau un aer aparte. Merită să vii, să stai o zi, două, trei, depinde. Trei, poate un pic cam mult. Eu vorbesc aici mai mult despre noi, despre ce știu că ne place nouă să facem. Cam o zi, două, ca și în Bergamo. Așa mi se pare. Ceva de genul ca și Bergamo. Să vă arăt și priveliștea și apoi o luăm spre pizzerie. Coborât pe strada asta pietruită și am dat de l'Arco de Ricardo. Cât de interesant e aici că au păstrat arcada asta lângă bloc. Mă rog, arcada era aici, așa apoi au construit clădirea sau era o altfel de clădire probabil, dar mi se pare foarte interesant să vă arăt și din partea asta. Și în continuare, clădirile astea mă fascinează, străduțele astea pietruite, e așa o liniște aici. Și pietrele astea bănuiesc că făceau parte dintr-un zid vechi al orașului, la fel și l'Arco di Ricardo. Mi se pare că e destul de șubred. Dar dacă l-au păstrat, probabil îl recondiționează sau habar n-am. Și noi mergem acum în căutarea pizzeriei. Pe unde, Luci? Pe aici? Ce drăguț e și străduța asta. Ceea ce îmi place e că fiecare fereastră are obloane, fie albe, fie verzi. Alea verzi îmi plac mie mult de tot. Nu știu dacă se observă pe video, dar coborâm și tot așa coborând de o vreme. Mă dor genunchii deja de la coborât. Toate străduțele astea din Italia sunt înguste. Ia uitați obloanele mele verzi acolo. Sunt guste, se urcă, se coboară.
Gata, ne-am întors de unde am plecat. Am venit să luăm autorulota și să ne continuăm drumul. Să știți că am mâncat una dintre cele mai bune pizza, sau dacă nu chiar cea mai bună pizza pe care am mâncat-o. Și aia din Bled a fost bună. Și de tiramisu nici nu vă mai spun. Am mâncat-o cu o poftă, mi s-a făcut pielea de găină și după mi s-a făcut rău, că am mâncat prea mult. De aia n-am mai filmat nimic. După, oricum, am luat autobuz, am intrat până la un magazin, ne-am luat 2-3 chestii și am venit să luăm autorulota. Dacă v-a plăcut vlogul ăsta, să lăsați un like, pe noi ne ajută foarte mult, și dacă comentați, în caz că nu sunteți abonați la canalul nostru, abonați-vă, pentru că mai vin videouri din concediul ăsta. Vă pupăm și ne vedem la următorul.